Joi, de la ora 13, a avut loc vernisajul expoziției Mari fotografi din Transilvania, secolele 19-20. Expoziția este itinerantă din 2018 și a avut zeci de mii de vizitatori. Face parte dintr-un proiect de amploare națională de cercetare și valorificare științifică a patrimoniului imagistic din 8 muzee din țară și Muzeul Județean Satu Mare. 10 specialiști din aceste muzee au colaborat pentru reușita acestei expoziții. Este o expoziție ce face parte dintr-un proiect de amploare națională, Mari fotografi din Transilvania, ce au activat în secolele 19-20, un proiect amplu de cercetare și valorificare științifică a patrimoniului imagistic din 8 muzee. 10 specialiști din aceste muzee am colaborat în parteneriat la acest proiect mare. Este o expoziție care a fost itinerată începând cu anul 2018, atunci a avut loc prima ediție și iată, astăzi a ajuns și la Satu Mare. Fotografiile din colecțiile Muzeului Județean au fost în pelerinaj aproape în întreaga Europa, Veneția, Budapesta, Praga, Berlin, mai multe orașe din Slovacia, etc. Fotografiile pe care le expunem noi, cele din colecția muzeului nostru, au fost într-un pelerinaj, să îl numesc așa, aproape în întreaga Europa. Atunci când timpurile ne-au permis, am organizat expoziții de mare succes la Institutul Cultural Român de la Veneția, la Institutul Cultural Român de la Berlin, Institutul Cultural Român de la Praga, de la Budapesta, din Slovacia în multe locuri, în Ungaria în multe locuri. Deci ea a străbătut Europa bucurându-se de un succes deosebit. În colecțiile Muzeului Satu Mare se regăsesc peste 140.000 de fotografii, diapozitive, clișee, filme, realizate de Iuliu Pop și de Ioniță G. Andrun, iar în colecția Schneider există 100 de fotografii, dar și clișeele, acelea vechi din sticlă, care se realizau la începutul secolului 20. Vreau să vă spun că cea mai mare parte din fotografiile expuse fac parte din patrimoniul muzeului nostru, ne mândrim cu acest lucru. Avem colecții de fotografii, de fapt fotografii document istoric, din realizate de artiști celebri pe care, iată, am reușit să înscriem în corolarul marilor artiști din Transilvania. Și când spun acest lucru, mă refer la Iuliu Pop, mă refer la Ioniță G. Andron sau la profesorul Iosif Schneider, care a făcut primele fotografii de etnografie românească în anul 1924, pentru ca apoi, în anul 1925, să fie deschisă prima expoziție de etnografie românească din orașul Satu Mare cu fotografiile realizate de Iosif Schneider. În colecțiile noastre avem peste 140.000 de fotografii, diapozitive, clișee, filme realizate de Iuliu Pop și de Ioniță G. Andron, iar în colecția Schneider avem în jur de 100 de fotografii, dar și clișeele acelea vechi din sticlă care se realizau la începutul secolului 20. Pentru noi este o adevărată comoară, este un tezaur sau, spun eu, este o mină de aur pe care o putem exploata încă foarte mulți ani de acum înainte. Este un proiect național, expozițional și editorial care a fost inițiat de dr. Marius Câmpean de la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie din Maramureș. Ce vedeți aici sunt materiale informative despre viața și activitatea a 13 fotografi transilvaneni. Inițial au fost 12, dar pentru că a fost suplimentat numărul acestora cu fotograful Schneider, s-a ajuns la acest număr de 13. Și aș putea spune că este un fotograf norocos pentru că a avut doi ucenici, nu? Pe Iuliu Pop și pe Ioniță G. Andron. Fotograful Mezei Lajos,
care a fost primul fotograf profesionist din Oradea, dar și primul fotograf profesionist din Transilvania. Inițial, până la organizarea expoziției de față, am crezut că primul fotograf din Transilvania a fost fotograful clujean, un fotograf clujean, Ferenc Vereț. De altfel, un studiu referitor la fotograful clujean a fost redactat de Belinda Mitu în prima ediție a acestei lucrări. După ce colegii de la Oradea mi-au trimis materialul despre meza Ilaiaș, am tras concluzia că, de fapt, meza Ilaiaș a fost primul fotograf din Transilvania, deoarece acesta și-a deschis atelierul fotografic în orașul de pe Crișul Repede în anul 1852, iar Ferenc Vereț și-a deschis atelierul la Cluj în anul 1853. Pentru Muzeul Județean Satu Mare, aceste fotografii document reprezintă o veritabilă mână de aur, care se poate exploata încă mulți ani de acum încolo. Spiritualitatea, în special cea din Țara Oașului, este un brand al României. Așa, peste tot pe unde sunt expuse fotografii din această zonă etnografică, vin 10.000 de vizitatori. La Sighișoara, această expoziție a avut peste 14.000 de vizitatori.